Cum atacă acum în Ucraina Satana? Pe cei care nu veghează, care se cred mai special el decât vecinul, decât orașul ălalaltu, decât neamul ălalaltu, decât fraților. Decât fraților, exact. Să ne rugăm pentru aceasta. Când te uiți cu mulțumire că îi merge rău, cu semeție, mândrie, în ziua strâmtorării altuia, așa ceva nu se face. Zice, nu trebuie să te bucuri de nenorocire, trebuie să plângi cu el, trebuie să-l ajuți, da? Și noi înțelegem, care ne temem de Dumnezeu, noi înțelegem acest lucru și trebuie să fim atenți, nu cumva să mergem în cursa celui rău, care vrea ce să facă? Să se pare. Ca frați, ce trebuie să facem? Să ne iubim, să ne împlinim nevoile unii altora. Și mă bucur că înțelegeți și faceți acest lucru, continuați să faceți acest lucru și Dumnezeu vă va binecuvânta, va binecuvânta și ne rugăm ca Dumnezeu să continue să cerceteze pe oameni, să nu ne bucurăm de necazul altora.